745 de minute suntem la un audit, probabil, și așa că gata, am dat o analiză. După care vom avea o serie de întrebări, pe exemplu, prin dialog, pe exemplu, și pentru că care se dau un răspuns doar în mintea și proiectul care le pune. Asta pe aceasta să încerc din început iertare, dacă voi interveni câteodată așa mai brutal, pentru că total este evident și ghilimele se aud. Pentru că filozofii vorbesc într-adevăr foarte mult și e o plăcere pentru ei să discute, să discute și așa mai departe, dar din păcate timpul este extrem de limitat. După aceea, sigur că noi vom continua discuția pe forum, în cărți, articole, întâlniri personale, mă rog. Dar v-aș ruga, eu știu și ca întrebările să fie, cred, mai la obiect, de fapt că e vorba de o relație directă cu tema. Iar cealaltă întrebări pot fi puse și după, evident. Da? Pentru că, așa cum spuneam, domnul rector este foarte ocupat și nu putem să-i vorbim atât de mult. Mai ales, da. Bine, domnul rector.